61. In primo rango da sconti, mi vengono detta che venga ordinata qualche della parola. Anche però se mi ha accettato o parafrato, perché sconti che sentiamo ai che non faccia bene le comunità anche Stato, conforme al regolamento di tale ordinamento dell'attività tecnica, o se ordine di attività ordinaria di razza. La prima punta avevamo un prelievo del referente da approvare a tassa speciale di salubritaria per l'anno del 2012, destinata al servizio di salubritaria alla nivello di UAE, che si è assorbito un viceprimario. La punta ordinaria sono un prelievo del referente da portare a testo 20 di budgetto locale all'UAE, la tassa di salubritaria, per la fisica, che non hanno delle verità, che saranno veramente con i ricercatori comincia di specialità del numero 1 per il progetto controllo di locale. Per potete scrivere, esiste un progetto di controllo di iniziare comincia economica. Se può lavorare con l'ordine di anno, state tenendo il centro. Molto meglio, mentre con la volontà non è vasto fare il centro, ma con buona volontà. Volevo che tu prese niente, che ci sono quanti le ruote, che prea la seconda di telefono. Mulțumesc pentru încrederea votată. Doamnă și domnule consilier, stimați invitați, înainte de a trece la ordinea de zi, dă cuvântul doamnei Dinca pentru prezentarea procesului pe parte, dar nu? Nu este. Atunci trecem la... Nu, tu pe care e un chiar, eu. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2022, destinată serviciului de salubrizare la nivelul atentului de lege. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Având în vedere prevederile legii serviciului comunitare în unitățile publice, în 51/2006, modificate cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 9, alineatul 2, articolul 25 din lege, privind serviciul de salubritate, salubrizare a localităților, numărul 101 din 2006, de publicate cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolului 45, alineatul 6 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, de publicată cu modificări și completări ulterioare. Propun articolul 1. Să se apropie acordarea de subvenție din bugetul local al Comunei București, județul Bacău, pentru plata taxei de salubritate persoane fizice în anul 2022. Articolul 2. Acordarea subvențiilor pe rândul articolului 1 vor avea la baza criterică prevăzută de administrația, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Mucioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Buzănești, Departamentului Financiar cu Stabilitate, Doamnei Iftinca Alina, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și Instituția Cătecului Județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi, domnul viceprimar. Da, coordonatorii, dar noi problemă. Vreau să ați citit punctul 2, domnul președinte, trebuie să spun unul, dar cu acare spune. Am început punctul numărul 1. Deci, domnul, am citit punctul 2. Păi, acum facem invers. Trebuie să te faci. Da, da, domnul președinte.
Dacă l-a prezentat acolo, o să revenim. Dar cuvântul președinte de Comisie de Specialitate numărul 1. Comisia de Specialitate numărul 1, privind proiectul al doilea de pe ordinea de zi, avizează favorabil. Da, mulțumim, domnul președinte. Gratulă cineva să ia cuvântul în legătură cu proiectul de la punctul numărul 2. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abținere. Proiectul trece. Unul. Așa. Împotrivă? Abține. Abține. Mai sunt abțineri? De două abțineri. 9 voturi. Pentru și 2 abțineri. Proiectul de pe. Bun. Revenim la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferent anului 2022 destinat de servicii de salubrizare la nivel cu proiect cu autorul inițiator, domnul viceprimar. Având în vedere dispozițiile articolului 6, alineatul 1, litera K, din legea numărul 1 din 2006, legea de salubrizare în localităților, numărul 101 din 2006, e confiscată și articolul 41, alineatul 3 din legea numărul 51 din 2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 56 din 2006 e publicată. Interiorul dispozitivului articolului 136 alineatul 1 din numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. Propun articolul 1. Aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a UAT Bocnei, județul Bacău, pase 1. Pentru utilizatorii carnici, la o valoare de 9 lei pe zonă, lună pentru 2022. 2. Pentru utilizatorii non-carnici, la valoare de 30 de lei pe zonă, lună pentru anul 2022. Articolul 2. După aprobare, doamna recrutării la Comitia Consilier și doamna Eftin, care la Consilier, juridică în aparat de specialitate al primarului Comunii Bocnei, vreau reduce la îndeplinire în hotărâre. Articolul 3. După aprobare, Secretarul General al Comunii domnul Înceu Vasile comunică hotărârea primarului Comunii Bocnești, compartimentului financiar contabilitate de doamnei Mica Alina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău și Instituția Cătăriului Județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule viceprimar, și dăm cuvântul Comisiei de Specialitate pe numărul 1. Comisia de Specialitate numărul 1, am în vedere proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi numărul 1, a avizat favorabil acest proiect. Da, mulțumim, domnule Mădălina. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, poate punctul numărul 1. Aveți cuvântul, domnule Consilier. Vlad? Da. Vă mulțumesc, domnul președinte, doamnă, domnule consilier, domnule primar. Am studiat acest proiect de hotărâre. M-am gândit cu atenție la ceea ce să vorbesc. Anul trecut, taxa de salubritate pentru persoanele fizice a fost de 8 lei. Anul ăsta, adică pentru anul următor, s-a propus să fie 9 lei de persoană. Pentru utilizatorii non-carnici a fost 20 lei și a sporit-o cu 50%, deci în ajuns la 30 de lei. Părerea mea personală că mărim prea dintr-o dată prea tare, dacă ne gândim că acum 2 ani aveam 6 lei la persoane carnice, aș propune ca pentru utilizatorii carnici să mărim doar să fie la 8 lei 50 de bani pe lună și la non-carnici 25 lei pe lună. Asta este propunerea care vă fac și vă rog să fie supus la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule consilier Vlad. Da, când am avut comisia, ședința de comisie, trebuia să nu vă întrebat. Am fost cu toții aici. Sau numai când sunteți televizat, spuneți așa ceva. V-am zis, azi venim cu toții, se face cu toții. Azi nu crezi că e bine și nu e nicio problemă. Că din televizat, dumneavoastră, vă găsesc mereu, fac totdeauna. Dacă ați spus ceva? Mulțumim, domnule viceprimar. Aveți cuvântul, domnule primar.
Este un moment important în deliberarea de astăzi și Argit e un moment important pentru deliberare și luarea unei decizie într-o problematică deosebit de importantă. Ține de starea de curățenie, starea de sănătate, asta înseamnă salubritate. Am apreciat în mod deosebit felul cum a fost pregătit acest proiect de hotărâre, la care am participat împreună cu domnul viceprimar și cu doamna jurist. Ne-a luat suficient timp ca să putem reflecta și să ajungem la o formă, la niște cuanturi pur și simplu necesare. Probabil a încercat să vă explic și sper că a reușit și în comisie de ce s-a ajuns la aceste valori. Dacă vă mai amintiți, la un moment dat, pe parcursul anului care încă nu s-a terminat, am primit o notificare la ADIS ca să includem în costuri niște operațiuni care nu figurau până atunci. Costurile de procesare de la celula de la Nicolae Bălcescu, care înseamnă sortare, înseamnă, mă rog, parcurgerea unei întregi proceduri. Și am analizat cu foarte multă atenție influențele în costuri care sigur vor veni pe parcursul anului următor. Cunoașteți că mijloacele de transport ale companiei care operează pe teritoriul UAT-ului nostru consumă combustibil, consumă energie. Cunoașteți problematica referitoare la potențialul de creștere ale acestor costuri. Am gândit și eu în acest sens. Și am mai gândit determinat o situație pe care am întâmpinat-o în relația cu agenții economici. Unii dintre agenții economici a trebuit să gândim în așa fel încât să putem surmonta această situație. Felul în care și-au gândit declarația de impunere. Poștii persoane fizică, persoane juridică, care plătea și această taxă la început de an fiscal, când trebuie să depună o declarație de impunere. Am constatat că nu au fost declarații conforme. Au încercat să facă în așa fel să diminueze costurile pentru această taxă. Din păcate, a trebuit să ținem seama și de acest lucru. Avem un document în acest sens, pentru că doamna juristă, la un moment dat, a cerut din evidențele existente la lucruri, numărul de persoane pentru aceste entități economice și lucrurile nu prea au coincis. S-a ajuns la un moment dat la o negociere care a însemnat un compromis, dar în pagubă bugetului Bogdanescu. Și eu afirm adică că avem conștiința, în păcate, am găsit o soluție prin care să nu ne îngreunăm situația la plata acestei taxe, pentru că taxa trebuie plătită la primărie și noi trebuim la ADIS, la displace de plățile și așa mai departe. Și dacă v-ați uitat la documentația pe care ați avut în comisie, există și o notificare din partea ADIS, în care ne se atrage atenția că planul acesta de tarife anuale este ori în
facultativ, are caracter minimal, deci putem vorbi. Ne-am bătut împreună cu practicul stafful de la Departamentul Contabilitate, domnul Mondar este aici și am încercat să luăm o decizie echilibrată, asiguratorii pentru posibilitățile de a plăti această dată. La un moment dat se vorbea și de tonaj. Am apreciat că, într-adevăr, domnul viceprimar s-a implicat în stabilirea acestor spanturi. Pur și simplu a însoțit mașina de colectare și a încercat să estimeze cu ajutorul echipei de servicii de pe mașina respectivă cantitatea de deșeuri colectate. Pentru că plata se face în raport totuși cu tonal, cu cantitatea de deșeuri. Și atunci, ca să vedem dacă vom putea plăti, a trebuit, fără îndoială, să facem niște operațiuni simple de aritmetică. Să multiplicăm tonalul, să multiplicăm tonalul cu costul la tonă, ca să vedem ce sume rezultă. Ca să ne putem acoperi, a rezultat acest quantum. Deci, el este gândit la modul echilibrat. Ca să nu spun, din punctul nostru de vedere, avem acoperirea morală, necesare. Nu trebuie să uităm că industria deșeurilor aduce profit, este într-adevăr o industrie și cu sau fără ghilimele. Mă refer la cu ghilimele. Mai mult în profitul unora și cei care suportăm într-adevăr suntem cei din comunitate, atât persoane fizice, cât persoane juridice. Cred că este o soluție corectă și se sperea că va fi acoperitoare. Gândiți-vă la indicele de inflație, gândiți-vă la costuri. N-am avut altă soluție mai bună. Eu le mulțumesc celor care s-au implicat, mulțumesc și dumneavoastră pentru înțelegere și consider că merită să fie votată. Atât, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă vă doresc cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abținem? Împotrivă? Împotrivă, da? Împotrivă, am zis, da? Deci 9 voturi pentru. Am zis bine? O abținere? Abținere și aici. Cine este pentru? Mai votăm o dată, sigur. 1, 2, 6. Și domnul Șancar, 7. Cine este abține? Împotrivă? Nu, cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Una. Una. Și cine se abține? Două abține? Două. 7 voturi pentru, unul împotrivă și două abține. Mulțumim. Iar nu s-a avut niciodată șansă. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind măsurile stabilite de Camera de Conturi Bacău prin raportul de audit financiar numărul 43936. Din 14-10-2021 și decizia numărul 37 din 29-10-2021. Inițiator, Comisia de Specialitate, numărul 1. Da, aveți cuvântul. Noi, Comisia de Specialitate numărul 1, din cadrul Consiliului Local al Comunei,
Bacău. Văzând adresa Camerei de Conturi Bacău, numărul 48.353, din 29.10.2021, înregistrată la Primăria Comunei Bogdănești, sub numărul 3.553, din 02.11.2021, prin care se înaintează raportul de audit numărul 43.936, din 14.10.2021, împreună cu decizia numărul 37, din 29.10.2021, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 33, aliniatul 3, din legea numărul 94, din 1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Republicate cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor articolului 136, aliniatul 1, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propunem la articolul numărul 1. Propunem însușirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 37 din 29.10.2021, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi al județului Bacău, iar la articolul 2, după aprobare, secretarul comunei, domnul Ocioi Vasile, va continua hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul comunei Bogdănești, a Camerei de Conturi județul Bacău și instituției prefectul județului Bacău. Acesta este mulțumesc. Să înțeleg că și avizul este favorabil. Dacă doresc să cineva să ia cuvântul, aveți cuvântul, domnule. Da. Eu cred că aștept alte intervenții, pentru că dumneavoastră aștept subiectul principal. Conform legislației în vigoare, la Secretariatul General al Comunei a sosit această adresă la Camera de Conturi cu mențiunea că trebuie comunicată Consiliul Local, în mod cred că Consiliul Local aprobă credite, aprobă cheltuieli, venituri, aprobă bugetul. Aceleași documente le-am primit eu, actul de constatare și decizia în trei puncte. Înțeleg că v-au fost prezentate la ședință pe comisie, deci n-are rost să mai fi citite. Știți sau vi s-a explicat cam despre ce vă rog. Auditul Camerei de Conturi, subdiviziune a Curții de Conturi, este foarte important pentru administrația locală și pentru mine, în mod special, ca ordonator de credit care port răspunderea principală, privind execuția bugetară. Execuția bugetară a fost analizată la nivelul anului trecut, dar a mers și în anul de acolo unde a fost cazul, de exemplu, cu strada de apă, canalizată și așa mai departe. Fără deoarece că orice ordonator de credit are emoții în acest context, ar fi nesincer și pot să spun cu toată sinceritatea că nu am fost lipsit de atacă la. Am mai fost și în izolare de două săptămâni și acolo că se cubă în sfârșit. Aici le mulțumesc doamnelor din compartiment de contabilitate, doamna Răzăuțeanu și Timpă, care relaționat prin cita postul cu domnul inspector, foarte capabil. E pregătit doctor în finanță, am înțeles, cu care aproape m-am împăcat pe partidul auditului. Și aminteam cu altă ocazie că noi românii, în general, avem probleme de gestiune în administrație, în toate domeniile de activitate. Și, în același timp, analize de execuție bugetară face la trei luni. Mai că, de data aceasta, în mod cred că a fost o analiză mult mai cuprinzătoare.
atât pe partea de management a resurselor, cât și pe partea de execuție bugetară, bugetul însemnând atât realizarea veniturilor, cât și cheltuirea banilor publici. Aș lega acest moment de analiză. Vă stăm la dispoziție, între bunăzeu și colaboratorii, dacă să aveți lucruri de lămurit, pentru că e o ocazie ca să învățăm. Să spunem lucrul pe nume, că asta este mai important, să spunem că adevărul te eliberează, doctor. Și să ne fie de folos. Eu am învățat și de data aceasta, care fiecare dată a fost o ocazie ca și cum aș fi mers la o specializare. Deci controlul ne-a ajutat în primul rând. Aceasta este o parte a misiunii de audit, mai ales dacă depinde de om în primul rând. Și inspectorii sunt oameni, au o anumită viziune, o anumită filozofie despre cheltuirea banului public, dar acest comportament adică nu lipsește nici la nivelul primăriei Bogdănești. Dacă vă mai amintiți, chiar în ședința trecută am avut un moment de rectificare a bugetului în care am trimis la locul lor de vedere, la capitolul bugetar de scriere, niște sume recuperate de la persoanele juridice, în primul rând, cu care am avut relații contractuale și care au fost considerate plăți necuveniți sau prejudicii. Și spuneam de data trecută că pe partea de cheltuieli am recuperat ceea ce partenerii noștri contractuali au primit în plus. Nu am fost de acord, adică am avut, cum mă cred, și opinii contrare, dar nu am contestat decizia pentru că nu aveam de ce. În primul rând, am reușit, mă sigur, și cu ajutorul domnului inspector, ca să recuperăm sumele privite necuvenite către partenerii contractuali. La un moment dat a mers mai ușor decât anticipam. Și într-o discuție liberă, avută cu domnul inspector, am înțeles de ce a mers. În primul rând, competența lui înalt calificată și fi sigur că a luat relații de la acest partener și tot a confirmat că nu am avut decât relații principiale. Într-o afirmație personală făcută de domnul inspector, domnul primar, sunteți un om onest. Vă dați seama că dacă aveam relații neprincipiale, atunci acestui lucrurile mergeau mai greu. Și ca dovadă că am avut și opinie contrare, la un moment dat am fost sancționat cu o amendă de 500 de lei, pe care am plătit-o aproape cu plăcere. Legat de investiția pe care cunoașteți fondul de la Slobozia, unde proiectul prevedea rampe cu balast, am mai discutat această problemă și în acord cu colegele din compartimentul de specialitate am încheiat un contract de prestare servicii pentru asfaltare. Închipuiți-vă dacă l-aș fi lăsat cu balast. Proiectul a fost prevăzut cu rampe balastate pentru că a fost făcută înainte de asfaltarea drumului de legătură. Evident că am pornit la ideea și am explicat acest lucru auditorului că nu aveam o soluție mai bună și am reamintit că în nomenclatorul construcțiilor, un pod este considerat o operă de artă. Nu putea să arate ca o operă de artă dacă l-a dat cu balastă. Cu toate acestea, evident, n-am contestat, am luat partea bună la lucrurilor.
probleme, într-adevăr, pe care le avem, ele sunt explicabile până la un anumit punct. Și anume contextul sanitar și contextul resurselor umane. Cunoașteți că s-au pensionat anul trecut câteva persoane. A mai fost și regimul de carantină, stare de alertă, și așa mai departe, când legislația, cel puțin din perspectivă sanitară, a introdus niște restricții, nu putea să dai buna. Și aici, în decizia din cele trei puncte pe care ați văzut-o, știu ce am de făcut împreună cu echipa. Pot să anunț publică, pot să încerc cu ajutorul compartimentului resurse umane, secretarea resurse umane, ca să completăm echipa. Pentru că mi s-a reproșat că n-am angajat la un moment dat mai multe persoane. Asta ține de viziunea mea ca ordonator de credit. Nu pot să angajez o persoană în primărie numai să consume finanțele locale pe care le adunăm cu REU și să nu aducă beneficii. Organic RAM am permis să avem un deficit de vreo 6 persoane. Suntem prea mulți și ne colcăm pe încălzăminte și așa mai departe. Dar ceea ce va trebui, noi să angajăm. Un auditor care îți face situația, cum a spus domnul inspector, te costă la ora actuală undeva peste jumătate de miliard ca să fiți acești tot ce trebuie. Auditori suntem noi, nu de cum venim, care trebuie să înțeleg, să cunosc, trebuie să simt ce se întâmplă cu realizarea veniturilor. În primul rând, evident, cu ajutorul compartimentului cu contabilitate. Am atras atenția, de exemplu, la unele analize privind execuția trimestrială, că procentual stăm bine. Dar avem și domeniul unei încasările, nu merge, amenzi. Vă mai amintiți, amenzele și străinari. La străinari mai avem cam aproape jumătate din contribuare, străinari. N-ai nici măcar element de identificare. N-ai adresă, n-ai CNP și așa mai departe. Și, practic, nu prea ai cu cine să... nu prea ai cum să execuți. În sfârșit. Aici pot poți încerca. Acum avem un procedur, după cât vă amintiți de la precedenta ședință, angajarea unui funcționar la urbanism. Teoric a venit ceva de la Agenția Națională a Funcționarilor, putem ține concursul. Că trebuie să mai așteptăm un pic. Da. Aici, cu ce simplu, avem nevoie de un funcționar public cu calificare în domeniu. O să trebuiască să rezolvăm postul de la Registrul Agricol, pentru că nu ne putem, într-adevăr, realiza venituri sporite dacă nu facem inspecție în teren. Vine acum la 1 decembrie, știți că doamna Iftinca vă prezint masa impozabilă la nivel estimativ. Dar pornind de la evidențele din primărie, este un debuseu destul de consistent în teren, neidentificat și nefiscalizat, un inspector fiscal, împreună cu omul de la urbanism și o întreagă echipă, poate ajuta să ne sporim în casă. Pentru că este suficient să mergi prin sat, să vezi foarte multe construcții edificate fără autorizații, total sau parțial, ca în anumitele anexe, etc.
Asta trebuie identificate, măsurate și fiscalizate, pentru că venituri legale sunt ale noastre. Deși ocazional am mai explicat consoțenilor. Este bine și pentru ei, și pentru administrația locală, să fie identificate, măsurate și fiscalizate, pentru că le înregistrează. Au niște mărturii documentare că sunt ale lor la nevoie, iar noi ne realizăm venituri în plus. Este important, într-adevăr, să reactualizăm niște proceduri care la un moment dat au existat, s-au respectat într-o oarecare măsură. Eu zic că este loc pentru mai bine și nu s-am văzut pentru așa ceva, dar trebuie să avem resursele umane, în primul rând. Aici avem în zona de management, cum și cum conformitate cu legile trimise de Curtea de Conturi, trebuie să organizăm o structură de monitorizare a managementului intern. Adică să mă ajute să controleze și să eficientizeze, mai ales pe partea de identificare a veniturilor și de încasare a veniturilor, structura Comisiei de Monitorizare, după ce știu, să putem face asta. Avem în fond numai 3 puncte și sperăm că în măsura în care ne rezolvăm și angajarea deficitului de umane și în funcție de contextul național, apropo de contextul sanitar, o să fie cum este normal, să fie bine. Atât, mulțumesc. Deci, undeva, am înțeles că ați inițiat un proiect de hotărâri care nu poate fi dat sau da, vă însușiți documentația sau respingeți. Pentru respingerea nu este cazul. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul primar. Dacă de pe domnul consilier mai dorește cineva să ia cuvântul? Exact. Aveți cuvântul, domnul consilier. Da. Da. Vă mulțumesc. Domnul primar, am o întrebare. Prin adresa care e cu adevărat cuvânt, așa, spune după terminarea ședinței, vom trimite o copie după procesul verbal de ședință. Da. Și o copie a hotărârii toate față de măsurile dispuse prin decizie. Deci, decizia o stabilește măsuri la care vreau să aveți termen cu 31.1.2022. Da, suntem în termen. Da, nu, suntem în termen. Deci, noi, acum știți, noi, Consiliul Local, supunem la vot când ne-am însușit? Da. Același lucru s-a făcut și după... Adică, la cunoștință sau... După precedentul controlul, dacă țineți, din 2019, parcă a fost. Tot la fel, există o hotărâre de însușire. Și, într-adevăr, un copii după procesul verbal trebuie să prezentăm că a fost prezentat după Consiliului. Copii după hotărâre, deocamdată. Și celelalte la termen, noi putem solicita la un moment dat și amânarea acestor termene, că este legal. Dacă nu reușim de câte să ne angajăm oameni, n-am cu cine să fac comisia aia de monitorizare, pe mai departe. Dar găsesc soluții. Pentru că problema este de principiu. În general, noi am ieșit bine la control. Mulțumim, domnul consilier. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni, supunem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Mulțumesc. Deci, unanimitate, proiectul a fost aprobat. Și ultimul punct pe ordinea de zi, solicitări adresate Consiliului Local. Neavând solicitări, cu aceasta, ședința